La Edineț s-a organizat un eveniment plin de culoare și diversitate culturală, Zilele Diasporei, cu un program variat ce include dansuri tradiționale, muzică populară, expoziții de artă, dar și cele mai rese bucate, evenimentul de la Târnova a adus în prim plan contribuția localnicilor din întreaga lume pentru a spori calitatea vieții în localitatea natală. Satul nostru trăiește și grație domniilor voastre. Sper că astăzi veți lua cu voi cântecul și voia bună, dorul de baștenă, de casă, de copii, de părinți. Alexandra Ceicovski a activat 27 de ani în calitate de profesoară la gimnaziul din sat, iar de 7 ani a plecat peste hotare. Plecat în străinătate de 7 ani, am activat aici, am lăsat suflet, am lăsat inimă, sper că am lăsat urme frumoase în pedagogie. Eu cred că am dat ceea ce am putut să dau și vine rândul că trebuie să dai și copiilor. Pentru că până la urmă anii înaintează și aștepți din partea copiilor tăi ceva. Și zic, cred că e momentul și eu să iau alt drum și să fac măcar cât de puțin și pentru copiii mei. Doina Dolghi locuiește de 15 ani în Paris. Chiar dacă e de părerea că acolo este mai bine, dorul de casă și de cei dragi o frământă mereu. Trăiesc în Paris de 15 ani deja. Am învățat până în clasa 5 aici în Târnava și am plecat în Paris și mai vin în vacanță pe vară la părinți, la tată, la bunei. Mereu vorbesc cu bunei, cu tata, că într-adevăr tare ne este dor de casă, mai ales că am făcut școala aici, cunosc toți profesorii, adică și deseori spun că poate ne întoarcem în Moldova. Cum s-a părut evenimentul de astăzi? Foarte frumos, foarte bine organizat, copiii sunt foarte frumoși, mă uitam copilul meu cum se uită și era interesant. Acolo în Europa nu cam se face așa ca aici la noi, dar... Bravo, bravo! Zilele Diasporei celebrează nu doar diversitatea culturală, ci și încurajează interacțiunea și dialogul între oameni din medii diferite. Și al mai tare emoțiile copleșesc, suntem acasă în țara noastră, în satul natal și e bine și acolo, dar acasă e mai bine, mai mult e mai bine, că e mai calduros primit. Foarte frumos a pregătit concertul pentru diaspora. Mă bucur mult că am ajuns în țara mea și noi stăruim să vin în tot anul. Când mi-au crescut copiii, am luat calea pribegiei și am plecat în Italia împreună cu soțul. Apoi au venit și copiii. Sunt 21 de ani de când stăm acolo. Ne-a mai rămas puțin și ne întoarcem, pentru că viața în străinătate poate pentru cei tineri. Suntem în Statele Unite, în orașul Chicago. Da, e destul de greu, dar acum e mai bine, fiindcă toată familia suntem acolo, dar oricum suntem legați de casă, venim în fiecare an, stăm câte o lună, două și ne pasă de acest sat. Primărița satului Târnova, Cornelia Rusu, spune că această sărbătoare este pentru diasporă, care mereu e așteptată în localitatea natală. Zilele Diasporei la Târnova sunt a treia ediție în acest an. Este o activitate din cadrul proiectului Darul 1+3, dar importanța este enormă pentru că vrem să le demonstrăm târnovenilor plecați și care revin la patrie o dată de câteva ori pe an, că ei fac parte din noi, că satul trăiește și prin intermediul contribuției lor. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, diaspora Republicii Moldova constituie aproximativ 1,3 milioane de cetățeni.